pe pământul Hânceștiului am găsit singurul palat din Republica Moldova, un palat în care cândva a cântat muzică, iar privirile bărbaților se pierdeau printre foșnitul rochiilor de seară ale doamnelor. Din toate obiectivele care formau cândva faimoasa moșie de la Hâncești, a supraviețuit aproape intact castelul vânătoresc. Aici își dădeau întâlnire cei mai iscusiți vânători și cele mai de vază fețe ale țării. În fiecare duminică erau invitați la conac cei mei de vază, cei mei buni lăutari din satele apropiate. Tot ne-au vorbit bătrânii despre bucatele care se pregăteau în această bucătărie. Meniul zilnic trecea peste 100 de feluri de bucate. În primul rând se pregătea ciorba turcească, rusească, a noastră moldovenească, sârmăluțe. Se făcea petreceri mari, da, în castelul vânătoresc. Desigur, se adunau fețe înalte, deoarece în 1817, când a decedat Manuc Mirzaian, la conac se aflau niște fețe înalte din Petersburg, din Turcia. Castelul Vânătoresc este astăzi muzeu. Aici se păstrează vestigiile găsite pe meleagurile de la Hâncești și amintirea celui care a fost odată Manuc Bey. La baza acestui tablou a pictorului Sopelkin stă un eveniment, să zicem, documentat. Baterea de către polcovnicul rus Corcevski a țăranilor din satul Pașcani, de la noi din raion. Pentru că aici noi vorbim despre această perioadă, reforma agrară, da, iată această perioadă, de aceea am și expus, iată, moneta care era în circulație în această perioadă, bancnotele și acolo sunt imagini, adică, cum am zis eu, cămilele culturale, case, școli, în timpul activității prefectului Mihai Voia. Aici străzi întregi de evrei locuiau. Mai mulți evrei, mi se pare, locuiau decât moldoveni. Pe timpul aici a trăit un boier, Manuc Bey, care el aducea aur din Turcia. El a fost un locatar turc. El făcea acum tuneluri prin pământ, aducea aur aici, aurul ascundea în niște butoaie care vină, pune pe butoiul în jumătate, pune aur, dar restul pune vin ca să nu găsească aurul. Se știe că Manuc Bey, după terminarea războiului ruso-turc, se mută cu familia sa la Chișinău, în Basarabia, unde cumpără cu 300.000 de lei de aur moșia de la Hâncești. Mai târziu, fiul său a construit pe moșie un conac cu ieșiri subterane. Acestea erau un fenomen pentru Moldova pe atunci. S-a stins din viață în iunie Manuc Mirzaian. Și mai apoi, adică cum am vorbit, construcția conacului a fost finisată de acum de fiul Ion. Locația, toate obiectivele este castelul Vânătoresc, biblioteca unde a fost amplasat, adică fosta reședință, bucătăria, chiar aceeași biserică armenească, conacul, se făcea legătura între obiective, între aceste edificii prin pasajele subterane. Făcea într-adevăr tunelul pe pământ, este noi aici în podval, casa de lătărea, da, aici am fost.
Spune că este și lângă Iasa, pe sub Iasa trece. Tunelul încă sunt... Cât de lung? Nu știm, dar e foarte lung. După cum ne-a spus la școală, el trece pe sub multe iazuri, pe sub pământ adânc, trece pe mări. Manuc Bey pleacă din viață în urma unui accident de vânătoare și este înmormântat în pridvorul Bisericii Armene din Chișinău. Astfel moare cu el și visul de a construi un oraș model ce avea să poarte denumirea de Alexandropol, în cinstea țarului rus Alexandru I. Era un mare, un iscusit călăreț, să-i zicem. Călăria o iubea și dispunea de atât și de acest graj, de cai, de soi, să le zicem. Și adică a vrut să-și demonstreze, au ieșit în curte și a dorit să-și demonstreze maestria sa de călăreț. Și așa zicem, deodată s-a simțit rău, a căzut și până a fost adus medicul personal de la Chișinău, s-a stins din viață în iunie Manuc Mirzăian. Acum doar ruinele cândva mărețului palat de la Hâncești te poartă cu gândul spre vremurile trecute. Pustietatea, neglijența și prostia omenească a adus acest frumos monument arhitectural în paragină.